Iubiții mei, cu adevărat Domnul își arată slava, măreția, puterea, gloria măreață orbitoare prin niște oameni și slabi și mai mici, ca să-și mărească El gloria și să se vadă puterea și minunile sale neasemuit de mari. Fiind în programul acesta, am putut să văd tineri, chiar copii, cum laudă pe Domnul și măresc numele Lui, și pe alții că vin și recită în limba română versete din cuvântul Domnului. Aș vrea să ne ridicăm și să citesc de la Exodul, capitolul 15. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: voi cânta Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț, Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz, numele Lui este Domnul, El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui, luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au pogorât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Amin. Bunule Tată, primește jertfa celor mai tineri și a celor mai în vârstă, care ne-am strâns în locul acesta ca să vedem slava Ta în cuvânt, în cântare, în părtășie, în bucuria pe care o avem să fim la oaltă lângă Tine. Și numele Tău Te rugăm să fie înălțat în adunarea noastră și toată ziua în poporul Tău care Te laudă și Te preamărește și Te iubim și Îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc, vă rog. Mulțumim Domnului pentru harul și bucuria pe care ne-a îngăduit-o ca în ziua de azi să fim împreună. Și dorim și Bisericii Golgota înaintare în puterea lui Dumnezeu pentru câștigarea multora din vremea noastră la Hristos, la mântuire, la slava cerească. Am ales textul acesta pentru că e vorba de cântare, e cântarea lui Moise. Cândva în slavă vom cânta și noi cântarea lui Moise și cântarea mielului. Și poate nu ne dăm seama, însă știrile ne-au adus aminte de cântarea aceasta, pentru că lunea trecută, înainte de seară, a început Paștele în Israel pentru evrei. Nu vorbim prea mult de lucrul acesta pentru că nu suntem în poporul Israel, dar Paștele e sărbat încă și astăzi și chiar și în ziua de azi de poporul Israel, care are în Tora, în cuvântul pe care îl au, cumva așteptarea biruinței lui Dumnezeu asupra păcatului și asupra morții. Noi, prin cuvântul Domnului, avem lumina aceasta frumoasă care vine de sus
Și știm că prin învierea Domnului Iisus Hristos, care este mielul fără cusur, fără prihană, prin care avem mântuirea prin sângele Lui. Dar după obiceiul pe care l-au ei din vechime, ei serbează încă Paștele sau Passover-ul în sinagogi și în casele lor. Pentru o lămurire mai clară, spun, lunea trecută a început Paștele pentru evrei, adică serbarea textului pe care l-am citit, ieșirea din Egipt, trecerea Mării Roșii și pornirea spre Canaan. E vorba de o izbăvire, după cum noi cântăm și sărbătorim izbăvirea din păcat și din moarte prin mielul pe care l-a pregătit, mielul lui Dumnezeu. Și cumva, într-o ceață a vremii și a minții, ei nu vor să, sau sunt destui care primesc mântuirea prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar încă sunt la evenimentul acela care se serbează de la porunca lui Faraon, după plaga a zecea, care era moartea primilor născuți în toate familiile din Egipt, de la primul născut al familiei până la primul născut al măgarului și al dobitocului. Domnul Iisus Hristos este mielul fără prihană și prin sângele Lui avem răscumpărarea. Din pasajul acesta istoric de seamă, care se repetă în familiile evreilor, nu vreau decât un singur lucru și nu vreau să depășim timpul, și acesta este singurul lucru pe care îl iau. A promis Domnul, el se ține de cuvânt. A promis Domnul că vine, s-a ținut de cuvânt. A promis Domnul că în sângele Lui avem răscumpărarea, prin moartea Lui, vărsarea aceasta de sânge ispășitor ne spală de păcat și El își ține făgăduința. Și toată legătura aceasta e un legământ pe care Dumnezeu îl face cu poporul Său. Vedeți, căsătoria sau nunta nu e o ceremonie pe care să o facă un predicator, un preot, în timp de o jumătate de oră și apoi le dă drumul tuturor acasă. Nunta, căsătoria, e un legământ. Și legământul acesta e înaintea lui Dumnezeu, nu numai a oamenilor. Legământul acesta e un legământ care trebuie să fie adevărat și pe viață. Și în legământul pe care îl face Dumnezeu cu noi, El ca mire și biserica Lui ca mireasă, e un legământ în sângele Domnului Iisus Hristos. Și legământul acesta, El ca mire, îl ține. Și noi ca mireasă a Lui trebuie să-L ținem de asemenea. De aceea în familiile și în bisericile creștine, divorțul nu există, pentru că legământul e înaintea Domnului. Aceasta e doar așa ca o introducere. În cuvântul Domnului găsim aici că Domnul cheamă pe Moise și îi spune la un moment dat, tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, sparge marea, rupe-o în două.
și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Aceasta e făgăduința pe care o cere Domnul de la Moise. Și cuvântul Domnului ne spune că Moise, ca om al credinței, a luat cuvântul Domnului și l-a crezut. N-a mai despicat el apele, n-a mai despicat el Marea Roșie, toiagul lui n-a mai atins vârful apei ca apele să asculte și să se despice. La cuvântul Domnului Moise ascultă, așa i-a spus Domnul, el crede. S-a întâmplat ceva. Vedeți, Paștele sau Passover-ul, după cum a trecut îngerul Domnului de la casă la casă, a trecut de la case, Dumnezeu face ceva care pare curios. Nici lui Moise nu îi spune decât câteva ore înainte. Și îi spune, nu luați spre Canaan, luați-o spre răsărit. Canaanul trebuia să fie spre nord și Domnul schimbă și îi spune, luați-o spre răsărit. Ca să fiu mai clar, pentru că nu vorbesc cuvintele mele, aici Domnul îi spune lui Moise, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Și îi spune Moise și bătrânilor lui, la miezul nopții Domnul va lovi pe întâi născuți și Domnul a vorbit lui Moise. Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestuia să tăbărească lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel că s-au rătăcit și va încinge cai de luptă și va porni după voi. Și așa s-a întâmplat. O derutare pe care însuși Domnul o face și schimbă drumul. În loc să meargă spre nord, spre Canaan, îi pornește spre Marea Roșie. Și la un moment dat, poporul e speriat. În față e Marea Roșie, e marea. În spate se aud tropotul cailor lui Faraon. Și aceștia au băgat viteză și mai mare, și mai mare, ca să-i prindă, pentru că vor să-i prindă înainte ca să ajungă la mare, ca să-i întoarcă înapoi. Faraon se gândește, ce prostie am făcut să las un milion jumătate de oameni, toți care erau sclavii mei, lucrau, e mâna de lucru pentru Egipt, să-i las să plece și pe cei mai buni ostași ai Egiptului, o armată întreagă, pornește la goană după poporul Israel. Și nu-și dă seama că de fapt era o cursă pe care Domnul le-o face. Pentru că Faraon și-a împietrit inima, și-a împietrit inima și acum Domnul spune, de acum eu ți-o împietresc și nu mai pot scăpa. Și egiptenii au pornit să prindă pe Israel. E interesant că poporul Israel nu e pregătit pentru așa ceva. Și mă gândesc, între mare în față și egipteni în spate care vin să ia iarăși robi, poporul Israel cârtește. Și cârtește în așa fel încât parcă îl ispitește pe Domnul să-i părăsească. Și totuși vine Moise și spune,
nu cârtiți. Și aude glasul Domnului, poruncește oamenilor să meargă înainte, dar înainte e marea. Înainte nu mai e drum, înainte nu mai e cărare. Poruncește oamenilor să meargă înainte și Moise ascultă. Și ajung la mare și nu mai e drum. Așa vedeau. Moise însă e un om al credinței. Așa a spus Domnul, așa a poruncit oamenilor. E drept că înapoi nu puteau să se întoarcă, că erau egiptenii, armata, cea mai bună armată de pe pământ, cea mai puternică forță militară. Mergem înainte, cum spune Moise. Și Moise ascultă de cuvântul Domnului, pentru că știe, așa a spus, așa va fi. O, cum aș vrea toți de aici să avem credința aceasta a lui Moise, care ascultă pentru că îl cunoaște pe Domnul. E omul care vorbește gură către gură cu Dumnezeu. Și la un moment dat ajunge la mare. Și la mare Domnul îi spune, ridică toiagul și lovește marea. Și se întâmplă ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Se întâmplă o minune pe care Moise, care a făcut-o, sau puterea lui Dumnezeu prin el, nu poate înțelege. Ne spune cuvântul că Domnul a pornit un vânt de la răsărit. Subliniez asta pentru că ei mergeau spre răsărit. Vântul vine și bate din față. Mergeau împotriva vântului, mergeau împotriva curentului de aer care bate din înălțimi. Și încolo mergem. Și a pornit un vânt de la răsărit și taie ca o pâine, taie marea în două. Și cuvântul spune de câteva ori, poporul Israel a mers ca pe uscat. Cunoașteți întâmplarea și nu vreau doar sublinierea pe care vreau să vă fac. Ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, prin inspirația Duhului lui Dumnezeu, se va împlini. La una din plăgile care au fost date prin Moise, Domnul îl inspiră și îl întărește pe Moise ca înaintea lui Faraon Moise să vină să spună, așa va fi, dar nu după cuvântul pe care eu îl spun, ci ca să se știe că Israel are pe Domnul ca Dumnezeu. El e Dumnezeul nostru. Nu e șarpele vostru, nu e boul vostru, nu e vițelul vostru, ci Dumnezeu însuși, Cel care a făcut cerurile și pământul. Aici e credința lui Moise. Vă spun, azi noapte mă gândeam la trei puncte pe care le am, dar nu vi le dau acum. Însă mă gândeam așa că ar trebui subliniată credința acesta a lui Moise. Moise face școala la universități păgâne. Moise învață toată înțelepciunea Egiptului și înțelepciunea Egiptului e o broască ține pământul, broasca stă pe un iepure și până la urmă pământul stă pe o mulțime de animale și când se mișcă acestea se cutremură și pământul. Citiți însă inspirația pe care o are Moise, nu ce a învățat în școli. Școlile pot să rătăcească și știrile și televizoarele și toate în lumea aceasta sunt minciună, pentru că tatăl lor e mincinosul care de la început e minte. Dar Moise a avut cuvântul lui Dumnezeu și vine și spune la început,
dincolo de ce cunoaștem și ce vedem, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Lasă broasca și lasă elefantul pe care stă pământul în școlile voastre și lasă evoluția care amețește oamenii în vremea aceasta. La început, Dumnezeu, Elohim, cel care are stăpânire, creatorul tuturor lucrurilor, El a făcut și cerul și pământul. El a spus, se va împlini. Aici e convingerea pe care vreau să vă las pe inimă. Ce scrie în cuvânt e adevăr și rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Duminica trecută am avut o adunare frumoasă de sărbătoare. Fanfara bisericii a cântat aici un grup mai mic și ne-am bucurat frumos. La sfârșit, înainte ca să fie masă, a venit un frate la mine și îmi spune, îmi place cravata dumitale. A trebuit să întreb pe nevastă ce cravată am avut duminica trecută. Era o cravată albastră și cred că erau ceva flori sau ce, cum să... Și fratele îmi spune, îmi place cravata dumitale. Și mă ia gura înainte și îi spun, frate, dacă îți place cravata, eu ți-o dau dumitale. N-am vrut să-i spun că nu-mi place de ea, dar dacă e așa de scumpă și îți place așa de mult, ți-o dau cravata. Și el spune, îmi dați cravata? Zic, da, frate. A urmat masa, eu am uitat de ce i-am promis și dau să plec după aceea. Aici în hol, că pe aici ies, dau să ies înainte ca să dau pe scări în jos, e fratele, mă așteaptă. Și dau mâna și nu mi-am dat seama că el așteaptă ceva. Zic, frate, mi-a plăcut cum ați cântat. Ați cântat cu viață, ați cântat cu voioșie, ați antrenat biserica în a lăuda pe Domnul. Și el dă mâna și nu mă lasă și îmi spune, frate, mi-ați promis ceva. Și atunci îmi dau eu seama, măi, fratele, așteaptă cravata mea. Și atunci mi-am scos cravata și i-am dat-o. Nu știu dacă am să-l caut să văd dacă poartă cravata, că dacă nu o poartă, atunci ce să mi-o dea înapoi. Însă i-am dat cravata. Pentru că i-am promis. Livingstone spunea, în clipele de David Livingstone, misionarul și credinciosul, doctor Livingstone, spunea că mă încred în cuvântul Domnului, că nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și în clipele cele mai grele, Dumnezeu își ține făgăduința, pentru că e cuvântul, spunea el după gândirea englezească, unui gentleman, unuia care nu-și calcă cuvântul. Se merită și e frumos să ne alipim de Domnul, pentru că fiecare cuvânt insuflat de El, prin Duhul Lui, Duhul Slavei, Duhul Adevărului, Duhul Gloriei Lui Dumnezeu, se împlinește. Doamne, spunem și noi ca și sărmanul care a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dă-ne putere, că și credința de la Tine vine. Fă ca poporul Tău din vremea noastră să se încreadă în Tine, mai mult decât ne încredem în promisiunile politice, că acum atât auzim în anul ăsta de alegeri în America, decât tot ce e politică. Domnul să ne facă să ne încredem total în cuvântul Lui, pentru că nicio iotă nu cade de la El. Și de aceea aici, când Moise vine și
face cântarea aceasta pe care o vom cânta și noi mai târziu. El este Domnul meu, El este Dumnezeul meu. El a aruncat în mare carele de război ale lui Faraon. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Tu ai trimis la pământ pe cei care s-au ridicat împotriva ta. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele. Toată cântarea e despre Dumnezeu. Dar parcă tu ai ridicat toiagul Moise. Nu. Dumnezeu. Parcă tu ai spus poporului să vină după tine. Nu. După Dumnezeu. Și toată lumea spune, ce mare e Moise, ce mare e dregătorul acesta. Nu. Numai Dumnezeu e mare. Pe El să-L mărim, pe El să-L urmăm. Și cel care a făcut promisiunea aceea atât de glorioasă. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. E ca și cum am ajuns așa de dragi lui Dumnezeu, că nu vrea veșnicia fără noi. Doamne, ajută-ne timpul acesta pe care îl trăim aici, pe care noi avem, să-l trăim pentru Tine, pentru slava Ta și numele Tău să strălucească peste noi. Amin.